benzinării. Păreri sunt mai multe. Noi nu am atribuit niciun loc pentru construcția benzinărilor în ultimii 8 ani. Cei care au avut terenul privat sau de stat sau din alt mod au mai construit, au deschis, au reconstruit. Legislația, din câte am înțeles, s-a schimbat de-a lungul timpului. Au existat liste aprobate de guvern, au existat scheme anterior. Din 2010 se pretinde a fi un alt act normativ care vorbește numai despre distanțe și normative în rest, rămânând ca piața să reglementeze numărul. Rog Direcția Arhitectură, domnul viceprimar Grozau, să asigurați verificarea, să sistematizați toată informația, tot cadrul legal existent și valabil la ziua de astăzi, în vigoare, pentru a prezenta și un punct de vedere public în acest sens și a ști cum se va proceda mai departe, inclusiv la nivelul Consiliului.